La Spitalul Roman s-a desfășurat concursul de ocupare a posturilor de director medical, director economic și director îngrijiri medicale, la care s-au înscris tot foștii ocupanți ai fotoliilor, respectiv doctorița Oana Onu, economist Leonarda Chiriloae și asistent Elena Chirilă. S-au desfășurat examenele pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Municipal Roman. După cum știm, s-au înscris pentru postul de director medical doamna doctor Oana Onu, pentru postul de director financiar contabil domnul economist Chiriloae Leonard și pentru postul de director de îngrijiri medicale asistent principal Chirilă Elena. În urma examenului susținut au fost declarați admiși. Sunt persoane cu experiență profesională în funcția de conducere, cu aptitudini și cunoștințe manageriale, cu aptitudini de comunicare și ambiții profesionale. Ceea ce mă bucură este că avem posibilitatea să formăm o echipă puternică în continuare, iar această experiență în domeniul a domnilor doctori aduce un plus valoare pentru dezvoltarea și imaginea Spitalului Municipal de Urgență Roman. Nu pot decât să le urez succes în continuare. Managerul Spitalului Roman a spus că în ceea ce privește ocuparea postului de director îngrijiri medicale s-au respectat în tocmai prevederile Ordinului 284 din 2007, care stipulează faptul că postul poate fi ocupat de absolvenții ai școlilor post-liceale sanitare cu experiență. Noi am respectat Ordinul 284 din februarie 2007, după care se organizează examenul de comitet director. Acest ordin prevede aprobarea metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor specifice de comitet director. Iar ordinul 284, care este în vigoare, nu este modificat. Ultima modificare a fost în 2015 și deci în acest ordin spune pentru directorul de îngrijiri că trebuie să fie absolvent de învățământ post-liceal sanitar cu diplomă de absolvire sau de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată cu diplomă de licență absolvire sau echivalentă. Sunt asistenți medical principal, au cel puțin 2 ani vechime ca asistent medical principal. Deci am citit exact din ordinul 284, după care trebuie să se organizeze concursul. Acest ordin nu a fost modificat. Puiu Sârbu, președintele Ordinului Asistenților Medicali și care a făcut parte din Comisia de Examen pentru postul de director îngrijiri medicale, a spus că legea potrivit căreia acest post ar trebui ocupat de un absolvent al Facultății de Medicină de scurtă durată nu a fost încă promulgată, motiv pentru care Ministerul Sănătății a lăsat ca acest concurs să fie organizat în baza actului normativ din 2007. Doctorița Maria Andriș s-a arătat mulțumită de faptul că va face echipă cu foștii colegi, ținând cont că în vechiul mandat a avut cu aceștia o colaborare corespunzătoare. Aceasta a confirmat că în Spitalul Roman există cel puțin 10 asistenți absolvenți ai Facultății de Medicină cu durata de 4 ani, dar că niciunul nu a dorit să se înscrie la concurs, probabil din cauza responsabilităților pe care acest post le presupune.